Salut, sunt Tomascu și bine v-am regăsit la un videoclip. Astăzi suntem din nou pe GTA 5. După cum puteți observa, mă aflu la spital. Am fost internat 2-3 zile, deoarece de Halloween m-am mușcat acei zombie. Mă, nu aveți idee ce rău mi-a fost și era să mă transform în zombie. Și astăzi m-am gândit la ceva extrem de tare. Tot ce desenez în GTA 5 devine realitate. Oh my god! Așa că apăsați acum pe butonul de like în momentul de față, dacă nu o să mă las de GTA. Nu m-am glumit cum să mă las de GTA 5, nu o să mă las niciodată, așa că apăsați acum pe butonul de like. Haideți să ieșim acum din spital, mă, unde e ieșirea? Cumva pe aici, pe undeva, hai să vedem. Da, mă, cred că e pe aici, pe undeva. Wow, ce tare e tunelul ăsta. Sper că ați avut un Halloween fericit, chiar dacă de Halloween n-ai cum să fii fericit, mă. Cum să fii tu de Halloween fericit? What, ce cu bunkerul ăsta pe aici? Sper să ieșim din spitalul ăsta. Oricum este un spital extrem de mare. Hai că am ajuns undeva aici jos. În bunker cred că am ajuns. Sau nu am ajuns jos. Ah, ok, perfect. Ah, problema e că nu avem o mașină, bro, ca să plecăm din spitalul ăsta. Ah, dar stai mă să desenăm noi o mașină ca să putem pleca de aici. Ne aflăm lângă cimitir. Haideți să desenăm aici mașina noastră. M-am gândit la un Mercedes G-Class. Ar fi o idee bună, cred, nu? Sper să ne iasă, chiar dacă nu sunt atât de bun la desena, dar îmi dau totul de mine ca să pot desena cum trebuie. Bun, facem bara din față, da? Țac, după ne dăm așa. Sper că nu e tractorul ăsta. Este ca un tractor, mă, nu? Sau... A, este prost, mă, nu le-am la desenat, mă, linie jos, țac, mamă, ce dreaptă a ieșit linia asta, dar nu trebuie așa, mă, stai, bun, hai, țac, ceva de genul ăsta, aici și cumva așa, cred, nu, mamă, cum le-am la desenat, zău, haideți să facem aici roata, cred, nu, aici cumva vine roata din față, mai departe, țac, după aici ceva de genul ăsta, cred, nu, țac, după aici jos, da, na, m-am dus prea mult, cred, sau, Masico, te-ai dus prea mult, dar facem asta, cred, țac, da, mă, uite că ne-a ieșit super tare, să facem și roata aia din spate, nu, da, uite, o facem aici, țac, ceva de genul ăsta, acum trebuie să mai facem roata asta din spate, cred, nu, fac aici motorul în față, lumina, țac, plus aici, bro, să ne iasă portiera cum trebuie. Trebuie să facem ceva de genul ăsta, cred, nu? Da, mă, uite, așa. Aici e geamul. Hai, mă, că mi-a ieșit cum trebuie. Plus aici, cum să mă duc eu? Să mă duc așa? A, ne iese prost, cred, sau? Na, aici am vrut să iasă cumva 3D, dar nu mi-a ieșit. Da, ok, sper să înțeleagă sistemul, ceea ce am eu un plan. În rest, hai să facem culoare acum, bro. Să o facem în verde, albastru. Albastru din ăsta mai deschis, ia. Na, uite mă că mi-a ieșit toată pagina. Aici albastru, albastru. Na, aici nu ne iese. A, oricum ăsta nu e albastru, bro. Adică, ia să facem albastru din ăsta așa mai cum trebuie. Țac, roțile le facem în negru, nu? Da. Aici tot negru. Galben farurile din față. Plus farurile din spate, dar numai că nu se văd din spate. Hai să facem și roata asta. Țac, negru și cam asta e, bro. Pum, oh my god. Mamă, ce Mercedes e ăsta, mi-a ieșit cum trebuie, bro. Wow, a ieșit exact albastru cum l-am făcut. Roțile, totul cum trebuie. În spate, roata din spate a ieșit. Perfect, hai să vedem interiorul cum arată. Bro, n-ai luminează, diga, mulțumim și fa... Cum luminează Mercedesul ăsta? Nu cred așa ceva, bro, mi-a ieșit super tare. Așa că merită un like. Scrieți în comentarii dacă vă place în general Mercedesul, bro, marca Mercedes. Îmi place la nebunie cum fac interioarele și așa mai departe. Numai că ăsta e un model mai vechi, cred, nu? Din 2014, dacă nu mă înșel, însă arată super tare. Hai să mergem cu el către culai, deoarece am auzit că astăzi este ziua lui de naștere, bro, și mergem să-i facem un cadou. Mergem să-i facem un tort din ciocolată sau, dacă nu, un tort din plastic, mă, să-i facem și noi o mică farsă, ar fi chiar tare. Pot să-l ridic dacă nu mă știu, nu e? Yo! Wow, cât de tare, da, mă, îl păstrăm, uite, îl punem acolo lângă casa. Tipa aia de ce face fotografii, că nu ai voie... A, ia că mă duc acum să-ți... Mai năfrese de... Da, mă, uite, o punem așa exact lângă casa noastră acolo în parcare. Chiar tare, nu? Uite, dacă mai stăm mult aici, persoanele de pe stradă o să facă poză. Uite-l. Na, uite-l cum se uită. Na. Uite că scoate și el telefonul.
Da, am spus eu că mașina asta atrage foarte multă lume, așa că, na, poate o vindem la un moment dat, dar eu zic să o păstrez mai bine, bro. Nu știu care ar fi prețul ei, trebuie să mă uit pe internet să văd cât aș putea lua pe ea, dar nu am de gând să o vând, cred. Haideți să mergem la colai aici. Wow, ușor, mă! A, dar numai că nu avem tort, mă, cât de nașpa. Nu avem tort, așa că trebuie să desenăm un tort, nu? Da, mă, haideți să punem bagajul ăsta în spate, eh? Haideți să facem tortul acum. E easy ăsta, nu? Pac, ceva de genul ăsta. Mai facem una sus. Mamă, zici că e farfuria asta, mă, zic că nu așa. Stai, mă, acum mi-am dat eu seama. Țac, facem prima parte aici. După... Mamă, cât de tare o să iasă. Ce? Da, mă, hai că a ieșit. Facem și așa aici drept să fie cum trebuie. După, trebuie să punem și niște lumânări ceva, nu? Ciocolată pe el și așa mai departe. Facem aici ca și cum asta ar fi ciocolata, nu? Niște lumânări, hai că le facem în galben, nu? O lumânare. Punem și una în partea asta. Să sufle Colai să-și pună și el o dorință, mă. Chiar îți cruz să văd ce-și dorește el. În rest aici, nu știu, niște inimi sau fructe deasupra, țac. Punem și aici niște fructe. În rest, aici facem cu ciocolată, gen dăm cu frișcă pe el, să iasă ceva de genul ăsta. Sper să iasă cum trebuie, mă. Dacă nu-i place, el dau în față 100%, mă. Cum să nu-ți placă? Eu fac aici un tort cum trebuie, am dat câteva mii pe el și tu cum spui că nu-ți place. Haideți să-l facem acum, să-l colorăm, nu? Wow! Bro, ăsta e roșu, hai să-l facem așa în ciocolată, mă. Uite-l, mă, cât de tare a ieșit și haideți să vedem ce o să iasă în GTA 5. Yo, mamă, cum a ieșit? Nu scrie acolo love. Adică, te iubesc, mă, Colai. Haideți să mergem către... Colai, uite-l, văd acolo în față, dar eu, na, el lucrează la ora asta, vă dați seama, nu contează dacă este ziua ta, tot trebuie să lucrezi, mă, trebuie să cântăm Happy Birthday, nu? Happy Birthday to you, ok, Doamne ajută, na! Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, nu știu cât am plinit, Happy Birthday, domnul Colai, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, câți ani ai împlinit, Colai? La mulți ani, mă. Mulțumesc, mă, mamă, ce cadou frumos mi-ai făcut. Da, mă, vezi, m-am gândit și la tine. Câți ani ai împlinit, nu te supăra? 50 de ani, mă. 50 de ani? Tiga, vezi, m-ai speriat puțin cu vârsta asta. Bă, nu stea, a? Nu pare, mă, de 50, credeam că ai 30. Din cauza la grăsime, cred, nu? Na, par, mă, de 50, nu mai pot nici eu să lucrezi mult. Da, nu mai poți să lucrezi mult, dar ce să faci? Trebuie să faci tu un ban, nu? Ce am vrut să te întreb, mă inviți și pe mine la ziua ta sau nu ți-o faci? Da, mă, te inviți și pe tine, o fac în Los Santos, la discotecă. Am înțeles, ok, poate o să vin, dacă am timp, vin, nu-i nicio problemă, de ce să nu vin la tine? Bun, uite, am tortul aici, te rog să sufli și să spui o dorință, da? Bine. Ușor, mă, că... Tipul ăsta m-a scuipat, tiga, vezi, mici? Ușor! Scuși, mă, scuși. Gata, mi-am pus-o, mă. Și-a pus-o. Și ce dorințe ți-ai pus? Să nu mai vin niciodată pe la mine. Tiga, vas? Să nu mai vin niciodată la tine? Pam! Na, cu tortul în cap ți-am dat. Mai înfresc, iau, să nu mai vin niciodată la el. Tu cu cine te crezi, mă? A, acolo să stai, mă, de ziua ta ai primit asta. I-ai auzit la el, mă? Să nu mai vin niciodată la el. Ori mă crezi prieten, ori nu. Na, acolo să stai, nu chem nici salvare, nimic. Mă, ce m-a enervat tipul ăsta, plecăm acum, numai decât. Te-a vas? Lasă că o să-i vând eu autohausul ăsta, cred, 100%, mă. Nu, dar nu mai pot așa ceva, bro. Să stau cu un tip din ăsta care pur și simplu nu mă crede prieten, bro. Ia, a devenit dușmanul meu, nu știu de ceva timp, dar nu-mi dau seama de ce. Nu i-am făcut nimic, orică și-a dat seama că i-am furat eu o mașină sau... probabil, nu e problemă, noi mergem mai departe acum, bro. M-am gândit să mergem puțin la poliție. Acolo putem fura o mașină de poliție sau haide să mergem puțin la poliție, bro, de ce nu? Mulți mi-au spus în comentarii, Masico, ce se întâmplă cu fratele tău, îl mai readuci la viață, ce se întâmplă? Da, o să-l readuc la viață, însă sunt puține probleme cu doctorul plus cu groapa pe care am săpat-o acolo la cimitir. Oricum, acum e mult mai mare, are undeva la 5 metri, dacă nu mă înșel.
O să mă duc acolo și o să mai săp vreo până ce o să dau de fratele meu. Doamne ajută, sper să dăm de el. Și în legătură cu GTA 6, mulți au spus că trailerul o să apară pe 26 octombrie sau pe 24, ceva de genul ăsta, însă nu a apărut nimic, mă. N-aș pare, nu a apărut nimic despre GTA 6, probabil în anul viitor o să apară ceva despre GTA 6 sau dacă nu, anul ăsta de Crăciun, dar nu cred. Hai, n-aș pare, oricum mai trebuie să așteptăm puțin până când o să apară GTA 6, dar când o să apară, pro, o să-l cumpăr direct, adică nu mă mai uit, direct o să-l cumpăr, plus că o să-l jucăm, bro, o să facem și live-uri, cred. Scrieți în comentarii dacă vreți să fac live-uri. Ar fi chiar tare un live unde supraviețuiesc unei apocalipse zombie. Haideți să mergem, că suntem aproape de poliție aici, dacă nu mă înșel, nu, aici pe dreapta, da. Și în legătură cu celălalt canal, Amasico, am spus acum ceva timp că vreau să postez acolo videoclipuri cu alte jocuri. Uite că vine poliția în față, unde pleacă? Iau, am spus că vreau să postez acolo, însă nu prea îmi permite timpul în momentul de față să postez și acolo, dar o să apară în zilele care urmează, nu știu exact, dar o să ne jucăm pe celălalt canal și alte jocuri, cum ar fi Car for Sale, Minecraft, o să încerc acolo să construiesc case, buncăre și așa mai departe, plus că o să mai apare și alte jocuri noi anul care vine și anul ăsta, cred că o să mai apară unele jocuri, o să le instalez și eu să mă joc împreună cu voi. Haideți să mergem acum aici la poliție. Chiar sunt curios dacă se află cineva aici. După cum puteți observa, poliția are un departament nou de ceva timp. Chiar sunt curios să văd cum se vede înăuntru. Nu știu dacă am voie să intru, a? Hai să vorbim cu ăsta. Bună ziua! Bună ziua, de la poliția Los Angeles. Cu ce vă pot ajuta? Am Asico numele meu, de la poliția din Irlanda vă deranjez. Ce am vrut să vă întreb, angajați oameni noi aici? Da, angajăm oameni noi. A, bine, foarte bine. Păi am făcut facultatea în Irland, you know, și ar fi chiar tare să mă înscriu și aici la dumneavoastră. Da, cu mare plăcere. Bine, atunci ne vedem data viitoare, nu? Da, da, ciao. La revedere, mă. Oh my God, bine, e bine că am vorbit cu tipul ăsta, însă nu avem cum să intrăm noi în secția de poliție pe acolo prin birourile lor, așa că m-am gândit să ne facem polițist cumva, nu? Dacă tot avem acel sistem, tot ce desenez devine realitate, haide să ne facem și noi în polițist ca să putem intra în secție, bro. Haide să vedem cum, ce ne iese. Mai întâi facem pălăria acum, nu? Haide să vedem pălăria de poliție ca să-și dea seama sistemul ăsta ce avem noi în plan. Deci ceva de genul ăsta, țac. Da, hai că zici că e Charlie Mine, hai să facem capul, mă, nu? Zici că e ou. Facem puțin mai mare, țac. Facem gâtul, nu? După facem mâinile. Na, ce e ăsta, mă? Creatură sau ce? Facem ochișori. Țac, țac. Năsucul, nu? Iau. O, mă, zici că e copilaș, nu mai e polițist ăsta. Pălăria. Nu știu ce polițist este, mă rog. O să scriem aici polis. Polis. Facem mâinile, țac. Corpul. Cel mai greu vreau să desenezi oamenii, gen. E, facem picioarele acum. Ceva de genul ăsta. Trebuie să faci multe detalii, bro, ca să iasă un om cum trebuie. Trebuie să faci picioarele aici, trebuie să faci gura, nasul. Complicat rău, mă. E. Bun, facem signa aici în dreapta. Cred că atât, nu? Da, eu zic că e ok. Haideți să-l colorăm, să facem în negru, asta nu? Pantalonii negru, haina în gri, ceva de genul ăsta, cureaua în negru, fața galben, nu? Uite, așa, ceva de genul ăsta. Pălăria o facem în culoarea asta și cam ceva de genul, nu? Haideți să vedem ce ne-a ieșit, chiar sunt curios. Suntem polițiști, dacă vă vine să credeți. So, haideți să intrăm acum înăuntru, bro. Oricum, nu trebuie să-i mai spunem nimic, el o să creadă că suntem de-a lui și că lucrăm aici. Bună ziua! Oh my God, nu cred! Intrăm în birou acum, nu? Sau unde am intrat pe aici? Aici e o cameră de convorbire ceva, președintele vorbește aici, de-a lor, cred. So, haideți să vedem. Să trăiți, domn comisar, să trăiți. Să trăiți, vă rog să dați arma jos, da? A, mă scuzați, credeam că e telefonul. Mă scuzați. Cot, ați văzut, nu? Trebuie să dăm arma jos, nu avem voie. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă pe aici, ce fac polițiștii. Dar unde se află garajul, mă?
Ia să vedem unde, pe unde urcăm pe aici. Yo, putem urca și... Na, uite, mai avem aici un polițist care stă pe telefonul ăsta, nu? E ok. Ia să vedem pe partea cealaltă. Uite, mai avem unul în partea asta. Yo, putem urca la etaj. Hai să vedem ce este la etaj. Ok, aici tot birouri din astea, ok. Vreau un garaj să intru, mă, să fur o mașină ceva. Eu ar fi chiar tare. Sau m-am gândit la o idee, bro. Ar fi chiar tare să aducem aici în biroul ăsta, să aducem un din ăsta, un rechin, mă. Da, să-l punem exact așa pe calculatoare, mă, nu? Să stea acolo rechinul ăla, ar fi chiar tare, nu? Da, haide să facem asta, mă. Haide să vedem ce balenă rechin o să ne iasă. Bun, deci... Cum e rechinul? Ceva de genul ăsta, cred, nu? Țac, și de aici vine ceva de genul ăsta, cred, nu? Pum, de aici vine din ce în ce mai mare și... Țac, mă! Ia uite, mă, cât de tare! Plus aici facem gura, care e ceva de genul ăsta. Ochii îi facem pe partea asta, cred că aici, nu? Da, și în rest, cam asta e, cred, nu? Plus mai facem aici aripile, plus în partea asta, nu? Și cam asta e, cred, nu? Pro, zici că e dragon sau? Haideți să facem și dinții ăștia în fața aici. Da, și asta e gura, limba, mă rog. Și haideți să facem în culoarea gri, nu? Da, bro, uite așa, în gri. Tac! Oh my god, a ieșit tare, mă! Chiar îmi place cum a ieșit. Haideți să vedem. Nine! Tiga, va să... Ce se întâmplă pe aici? Nu vă supărați, domnișoara? Nu-mi dau nicio seamă ce se întâmplă pe aici. Da, e nașpa rău ce s-a întâmplat, cum a apărut rechinul ăsta aici. Trebuie să vorbim cu departamentul de poliție din Paleto ca să vină să ia rechinul ăsta aici din biroul ăsta. Nu-mi dau seama cum a apărut aici. Ok, trebuie să sunăm acum. Mă duc eu să sun, da? Ok. Bun, haide să mergem. Mergem jos numai decât. Oh my god, bro, ce s-a întâmplat acolo în spate? Tipa e speriată, bro, nu aveți idee. Am ajuns jos pe aici. Uite, se mai află un ofițer pe acolo. Am ajuns jos, am ajuns aici la mașini de poliție. Avem foarte multe. Avem 2-3, după cum puteți observa. O să luăm acum o mașină de poliție și plecăm. Oricum nu-și dă nimeni seama cine suntem, deoarece avem uniformă de poliție și nu-și dă seama. Haideți să vedem ce mașină ne luăm. Ar fi tare să ne luăm mașina asta, cred, nu? Sau? Dacă nu, uite, avem aici o mașină de civilă. Are sirene? Are, mă, sirene și mașina asta. Bro, eu aș lua mașina asta cu minigun sus acolo, hă? O luăm pe asta, mă. Plecăm, plec. Are sirene? Nu. Are să plecăm, oh my god. Ce se întâmplă pe aici? What? Ușor? Bro, se află o balenă pe aici pe undeva, dacă nu mă înșel. Haideți să plecăm numai decât. Și se deschide, mă, garajul și plecăm cu mașina de poliție. Ui, am furat-o, bro. Ha, ha. Plecăm numai decât, bro. Nu mai stăm pe aici. Haideți să vedem dacă mai e ceva în centru aici. A, nu mai e nimic, mă. Nu mai e nimic de Halloween, tot a plecat. Na, a plecat și Halloween-ul, nu? Acum, la anul o să ne întâlnim cu Halloween-ul din centrul. Poate o să ne întâlnim în GTA 6, poate o să fie, nu? Hai să mergem acum. Am gândit la o idee, bro. Noi, perioada asta, nu mai avem mulți bani și m-am gândit să facem niște bănuți, nu? Să desenăm și noi o cutie cu bani și... După o să ne cumpărăm și noi o mașină nouă, cred, nu? Haideți să stăm, uite, pe aici, pe dreapta, nu? Da, mă, uite pe aici, o să stăm pe unde stă tipul ăsta. Bro, tu ne campezi, mă. Bună ziua, de la Poliția Los Santos vă deranjez. În legătură cu campingul unde stați aici în fața Ministerului Los Santos 231, vă rog să părăsiți locul ăsta, nu aveți voie să stați aici, știți? De ce să părăsești propriu? Pentru că nu aveți voie să stați aici în fața Ministerului din Los Santos. Ne-am înțeles? Hai. Dacă nu plecați, trebuie să vă avertizez cu un glonț. Țac, plecați acum. Da, așa, trebuie să pleci. Man, ia uite, nu a vrut să plece tipul ăla. Era prea arogant. Bun, haideți să desenăm aici în față. Mamă, dar ce se află aici în față? Astea scârbune ceva, cred, nu? Ce cârbune, mă, zgloanțe, cred, nu? Da, mă, zgloanțe. Haideți să vedem cum ne iese acea boxă cu bani, bro. Deci, ceva de genul ăsta. După aici ne ridicăm, cred, nu? Țac. Și aici facem bani, mă. Țac. Facem dolar, nu? Sper să-și dea seama ceea ce fac eu aici. Deci facem simbolul la dolar, care este așa, ceva de genul ăsta, cred, nu? Pam, ne iese. Hai, mă, că ne iese. Mai scriem aici money, ca să-și dea seama ceea ce avem în plan. Money. Haideți să facem boxa asta în culoarea maro, nu? Ia. Țac.
ceva de genul ăsta, aici facem un grid de genul, plus banii, ceva de genul ăsta, nu? Tac. Gata, mă, haide să vedem ce a ieșit, chiar îs curios. 9, bro, câți bani avem aici, nu cred așa ceva. Wow, bro, ne putem cumpăra orice, cred. No, avem peste 3 milioane, dacă nu mă înșel. Mă, o să-i punem în spate, uite, și plecăm cu ei direct acasă, mă. Deoarece în zilele care urmează o să mergem să ne cumpărăm o mașină nouă, cred, 100%, mă. O, cât de tare, mă. Gata, am pus-o în spate și mergem acum către casă numai decât. Sper să nu cadă de acolo sau să ne vadă poliția sau ceva. Îi pune-o acolo în bunker sau într-o cameră de-a mea, cred. Ușor, Amasico, că erai să-i dai jos, man. Ajungem aici la casa noastră. Mai trebuie să aducem și acel Mercedes AMG G-Class. Să-l punem aici și suntem gata, mă. Mi-am adus aici și Mercedes-ul, bro. O să-l punem în garajul nostru frumosel. Încape, încape, mă, cum să nu încapă, ia. Și? Zac! Ho-ho! Cât de tare o să stea, uite, în halul ăsta, cum l-am pus. Și da, mă, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, apăsați vreo pe butonul de like și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi. Ciao!